Bună ziua tuturor, sunt Arotela, cu etalarea clasică pentru cei născuți în soare, în leu, cu soare, lună, Venus, ascendent în leu, înainte de toate, la mulți ani și petrecere frumoasă. Am amestecat cărțile, seturile pe care le folosesc adesea și am vrut neapărat să vă arăt un mesaj. Un mesaj important pentru unii dintre voi. Dacă etalarea în sine nu are de-a face cu viața voastră, poate mesajul acesta. Repede câte ori pot, luați mesajele scurte, nu treaba, nu întreaga poveste. Au sărit aceste două cărți, șase de cupe și împărăteasa, care mi se par superbe. Superbe. Pentru unii dintre voi, ori aveți o relație cu cineva semn de apă care vă este tare drag și voi le sunteți tare dragi, o relație destul de veche, ați trecut prin multe, că e din copilărie, că e de mult timp, că e din altă viață. Ideea este că sunteți într-o fază de reconciliere, reîmpăcare, reîntâlnire, restructurare emoțională, whatever. Vine cu împărăteasa, care îmi spune mie că ar fi o creștere, o abundență, într-un sens, într-un anumit sens, în această relație. Împărăteasa este una dintre cele mai puternice cărți care exprimă, printre multe altele, și abundență. Dar exprimă și o dragoste necondiționată. Așa că bucurați-vă de această dragoste. Poate să fie mamă, poate să fie mama copiilor voștri sau pur și simplu o persoană foarte creativă, foarte puternică pe care o vedeți. Cam ca voi. Voi, în unele cazuri, puteți fi împărați, pentru că vorba aceea, sunteți cei care conduc întreaga junglă, nu? Lei sunt lideri născuți și lângă voi nu are cum să stea oricine. Din acest motiv, această relație vă împlinește emoțional și pe alte planuri. Că relație, că e proiect specific, poate să fie un proiect. Un proiect în care puneți multă emoție și care vă aduce multă abundență. Interesant este că aveți aici și lumea. Lumea mie îmi spune că e o încheiere de ciclu, este o lecție învățată, este Saturn, partea lui pozitivă. Poate în această perioadă, poate eclipsa, poate în această lună, înțelegeți în final o lecție în legătură cu un angajament, cu un contract, cu o relație, cu o căsătorie, contract, da? Sau pentru unii dintre voi, dar pe noi nici una nici alta, poate să fie să înțelegeți niște aspecte tradiționale și restrictive ale spiritualității în care ați fost crescuți și care trebuie lăsate în urmă. Pentru că ce înseamnă aici diavolul? Înseamnă niște tradiții care vă intoxică viața și nu vă dau voie să evoluați. Da? Că sunt tradiții spirituale, religioase mai bine zis, că aici vorbim de religie, că este un contract la locul de muncă, că este o căsnicie nereușită, contract, da, în fața bisericii. Eu zic că ați învățat lecția. Și vă puteți bucura de aceste energii. Repede câte ori pot, cărțile în sine nu trebuie musai să vorbească despre persoane, ci și energii. Aș fi vrut să împărtășesc ceva cu voi, mai amestec un pic cărțile și începe talare, da? Soare, Lună, Venus, ascendent în Leu, august 2019. Este prima oară când fac o etalare clasică, face to face. Cum să fac? Cum să fac? Cruce celtică? Sau Lună, Mercur, Marte și celelalte? Să facem cruce celtică. Și atunci luați set de cărți. Ia uite. Aveți și niște vești care vin repede în viața voastră. Înțelegeți un adevăr. Poate acel adevăr vă ajută să vă învățați lecția. Poate să fie și un semn de aer, dar eu zic, ia uite, roata norocului. Poate acel adevăr vă schimbă viața sau poate întâlnirea cu acest om care vă iluminează într-un fel, vă face să înțelegeți niște chestii despre care am vorbit, da? Acele restricții.
Haideți să facem cruce celtică, soare, luna, Venus, ascendent, în leu. Da, da, unii ați stagnat foarte mult într-o situație și v-a adus multă tristețe. N-ați folosit oportunitățile pentru că a stat foarte mult, probabil, în acea situație toxică în care ați făcut sacrificii, unii dintre voi. Sau poate aveți pe cineva semnul peștilor care oarecum supărat pe voi? E posibil și așa ceva. E posibil și așa ceva. Ok, hai să vedem, să tăiem cărțile. Soare, luna, Venus, ascendent în leu. Eu acum fac etalarea pe cartea de anatomie artistică. Asta e. N-are de ce să nu fie de bine. Ok. Oh, wow. Steaua. Vindecare. Central. Da, vedem. 6 de spade. Central. Energia centrală ar fi o energie mentală, că tot am văzut cavalerul de spade și regele de spade. Cineva a discutat cu cineva niște chestiuni foarte serioase, adevărate, dure. Și poate înțelegerea acelor lucruri pot să fie și legale, da? Nu neapărat o relație de dragoste, poate să fie o chestiune legală la locul de muncă, un proiect, whatever. În fine, 6 de spade înseamnă detașare mentală de ceva. Evident că de acel diavol pe care l-am văzut mai devreme sau de ceva întunecos, ceva care nu vă priește. Și vreți să mergeți în prag de noapte, poate faceți niște rugăciuni, niște afirmații la lună plină și încercați să vă detașați, să tăiați acele corzi, da? Între voi și altcineva care nu vă permite creșterea. Creșterea împărăteasă, da? Deci, detașare mentală de ceva. Poate să fie cineva în semn de aer, dar vedem. Eu vorbesc despre voi mai mult decât despre alte persoane. Pe mine mă interesează energia voastră. Central. Ce blochează? Turnul. Un eveniment neașteptat. O veste. Că a fost cavalerul de spade. Poate să fie și o veste. Un eveniment neașteptat. Avem iar semnul vărsătorului. L-avem și aici. Interesant. Da, aici e varianta lui frumoasă. Să ne cum așez eu cărțile pe această carte. În trecut. În trecut. Multă fericire. Dar cred că au fost și multe iluzii. 10 de cupe. Poate în trecut ați întâlnit un semn de apă care v-a adus fericire? La un moment dat v-a făcut foarte bucuroși? Posibil, dar dacă nu-i semn de apă, nu e obligatoriu. În trecut ați fost foarte fericiți cu cineva. Dar, pentru mine 10 de cupe unul reprezintă și iluzii. Știu, e 7 de cupe, dar aici poate să fie o fericire de neatins. Poate ați fost fericiți cu cineva. Nu știu de ce îmi vine mie în minte așa ceva și nu ați putut fi împreună cu ei. E posibil și așa ceva. Dar vedem, trecem. Trecutul recent. Magicianul. Magicianul. Magicianul poate să fie semnul fecioarei sau al gemenilor sau al berbecului sau al capricornului pentru mine, dar orice zodie este până la urmă, că toți avem puterea de manifestare. Aș vrea totuși înainte să dau explicațiile, pentru că magicianul poate să fie și de bine și de rău. Aș vrea să văd restul cărților. Crowning, aici sunteți voi, energia care va guverna întreaga lună. Sunteți voi. Ce-mi place. Voi cu voi înșivă. Așa îmi place să descriu această carte, puterea. Vă regăsiți tăria pe care orice leu trebuie să o aibă, într-un context, în toate situațiile. Vă temperați impulsurile animale, faceți prietenie, nu că vă temperați doar. Natura voastră superioară, spirituală, intelectuală, emoțională, că fecioara poate fi și emoțională sau femeia, da? E energia feminină divină, nu vreau să mă fixez pe fecioare sau pe zodii, da? Energia feminină divină, din voi, partea voastră feminină.
face pace, prietenie cu natura voastră mai impulsivă, mai răzvrătită, ca să nu zic animalică, mai pământeană. Faceți prietenie și prin prietenia aceasta între latura feminină și cea masculină, vă dezvoltați o putere care vă ridică, vă ridică și vă dezvoltă, da? Spiritual. Viitorul apropiat, 4 de monede. Viitorul apropiat. Țineți foarte mult la cineva. O să clarific un pic 4 de monede. 4 de monede poate să reprezinte și o situație financiară în care trebuie să puneți bani deoparte. Așa, și ca să nu fac pauza prea lungă între magician, am zis că în ultima vreme, ați început să manifestați acest magician. Ori, pentru unii dintre voi, lăsați în urmă, poate, pe cineva, Semnul Fecioarei, a Geminilor, al Berbecului sau al Capricornului, sau nu contează, cineva care v-a manipulat financiar, așa simt eu, sau pentru că ați experimentat în trecut îndepărtat o fericire faină cu cineva sau într-un context, acest turn care apare ca și blocaj, vine ca o trezire. Vine ca o trezire și poate în ultima vreme ați învățat acele tehnici mai speciale de manifestare a ceea ce vreți voi să fiți. Ce vreți voi să fiți? Puternici, da? Nu doar lei, ci și ființe spirituale. Să manifestați noțiunea de creație divină, faptul că voi sunteți fărâmă de divinitate, da? Ei, și cred că în ultima vreme ați început acest proces de manifestare. Sunteți în august, într-o perioadă în care vă dezvoltați din ce în ce mai mult, pentru că ați trecut prin multe și trebuie să puneți în aplicare puterea, tăria pe care ați acumulat-o prin multele experiențe. În viitor apropiat, încă țineți la ceva. Probabil că aici este provocarea. Vine acel turn care vă cheamă la schimbare. Dar vedem cum se așează în continuare cărțile. Pe asta eram, da? Sfatul. Petreceți, dragii mei, petrecem. Petrecem, că na, am și eu prieten lei. Avem niște petreceri de experimentat. Un timp frumos împreună, cu prietenii. Asta e sfatul. Nu-l văd altfel. Petrecere. Bucurați-vă că aveți prieteni. Asta e mare lucru. Sunteți puternici, cum am zis mai devreme, și aveți prieteni. Dacă aveți și sănătate, restul vin de la sine. Exterior, forță exterioară, ce avem? Ua, a apărut încă o dată, ce mă bucur! Roata norocului se schimbă. Jupiter în săgetător, în casa a cincea a celor cu ascendent în leu. A mea, da? Jupiter în săgetător, de bine, e casa spiritualității. Transformați, cum am zis la început, ascultați începutul, transformați ceea ce înțelegeați pe vremuri legat de spiritualitate, se transformă și cu magician, învățați să manifestați, aveți o trezire, da? Și vă detașați de o viață mai sumbră sau o situație mai sumbră care nu v-a prit. Poate să fie o persoană jupiteriană, cum am zis mai devreme, pești, poate să fie săgetător, sau pur și simplu e Jupiter care în curând, în august, da, asta era, în curând, mulțumesc, în august intră în mers direct și vine cu bucurie, vine cu bucurie, vine cu bucurie, Doamne ajută, Doamne ajută. De ce vă este frica? De conflicte, de concurență, într-o privință, într-un proiect sau poate în relația cu cineva.
Dar s-ar putea să fie adesea discuții cu familia, poate conflicte interioare, dacă sunteți intrați într-un proces de transformare, da, în care trebuie să vă întăriți, da, învățați să manifestați. Știți foarte bine și sper să nu uitați că manifestorul, cel care are această putere, magicianul, trebuie să fie în pace. Nu manifestăm când suntem într-o stare emoțională negativă sau pozitivă, da? Atunci manifestăm ceea ce nu vrem. Dacă vreți să fiți manifestori, trebuie să fiți în pace, da? Cu voi, cum am zis, la putere. Așa, și aici, de ce vă este frică de conflicte interioare, de bârfe, de lupte cu familia, cu prietenii, cu vecinii, cu concurența? Ce vă doriți? Iubi! Și eu îmi doresc împăratul. Împăratul. Și ați văzut cu ochii voștri împărăteasa, da? Cât sunteți voi, cât sunt ei, vă doriți acel om puternic, că am zis om, nu femeie, nu bărbat, da? Care poate să stea lângă voi. Pentru că voi nu puteți să stați lângă cineva care nu vă apreciază valoarea și care nu e în stare să lupte, să vă protejeze și să lucrați împreună la imperiu pe care doar voi sunteți în stare, sau cei ca voi sunt în stare să îl coordoneze. Ah, ce frumos! Finalul, să vedem finalul. Doi de băte. Finalul. Trebuie să lăsați în urmă o relație pentru una care vă... Vedeți, avem steagul. Noi avem steagul, o relație, o situație, un proiect. Îl lăsați un pic, măcar temporar, dacă nu definitiv. Un stil de viață, o relație, că vorbim totuși de băte și bătele reprezintă și foc și pasiune. Sau un hobby, da? Ceva ce nu v-a adus atât de mult spor și luați această bătă cu steagul și mergeți către victorie. Setați-vă viitorul, pentru că avem manifestorul. Mi-e place cuvântul ăsta, manifestor, pentru că sunt manifestor și eu. Da? Aveți aici, în trecutul apropiat, ori ați aflat, ori ați învățat despre chestia asta cu manifestarea. Manifestarea. Ce înseamnă să manifesti? Da? Și aici ce aveți, iubii? Aveți steaua, vărsătorul, la care am vorbit când am vorbit despre eclipsă. E un înger de lumină în spatele vostru care vă ajută să vă treziți. Avem vărsătorul de două ori să vă treziți și să vă vindecați. Și vindecarea aduce putere. Aduce putere și în momentul în care ești puternic, manifesti. Îmi plac cărțile astea. Manifestați energia divină. Divine masculine, divine feminine a fost mai devreme. Dar femeia divină și bărbatul divin. Manifestați cea mai înaltă vibrație. Doamne ajută! Doamne ajută! Place, place, place. Ia, uite, interesant. Avem totuși un semn al vărsătorului, regele de spade. Poate unii totuși aveți de-a face cu cineva. Ori aveți planete în vărsător, ori aveți pe cineva care are planete, nu neapărat soare. Ia, uite, și iar apare împărăteasa. Cum să nu? Cum să nu? O persoană cu care vă echilibrați. Așa simt, îmi place, aș simt nevoia să vorbesc despre varianta pozitivă. Da. Adevărul vă va vindeca. Vă va echilibra și ce înseamnă echilibru pentru cei care poate nu sunteți în cuplu, înseamnă echilibru, da? Doi de monede. Echilibru, ce frumos, între divine feminin și divine masculin, între femeia divină și bărbatul divin, între latura voastră feminină și latura voastră masculină. Și atunci este extraordinar cum se leagă. Atunci puteți fi manifestor magician. Aici e secretul. Nu poți să fii magician dacă ești doar pe o latură. Bine, asta e așa cadou meu pentru voi. Nu poți să fii dacă ești doar feminin sau dacă ești doar masculin. Trebuie să le ai pe amândouă. Ascultați lecturile spirituale pe care le fac din când în când. Când am timp. Uf, ce mă bucur că am vernisaj luna asta. Vă invit pe cei care aveți timp
Sunteți din Ploiești sau din București? Vă invit la vernisaj în august. Ah, ce-mi place, ce mă bucur, ce mă bucur. Și am zis totuși că a rămas o carte și aș vrea cu alt set de cărți. Aș vrea să clarific patru de monede. Ce-i cu acel patru de monede? Poate vă puneți totuși bani deoparte pentru un proiect, pentru acel magician. Vreți să manifestați ceva? E posibil. Așa îmi place să gândesc în acest moment. Clarificând, te rog frumos, patru de monede. E prea frumos. Prea frumos. Trebuie să fie frumos. E luna noastră. Nu sunt leu, dar am ascendentul meu. Și toate planetele vor veni pe prima mea casă. Și să vă zic ce cadou am primit. Exact când a intrat soare în leu. Dar acum aștept o clarificare pentru patru de monede, te rog frumos. Că timpul trece și am și o pregătire. Ok. Doi de bâte. A apărut a doua oară și de-aia îmi place să folosesc două seturi de cărți. Doi de bâte. Da. Probabil că încă voi vreți să vă detașați, da, dați în urmă ca să nu vă arăt acum cărțile cu cartea mea de anatomie și cu toate astea, dacă te le-am prin atelier. Țineți, am zis că încă țineți de ceva, de un trecut sau poate de niște tipare. Aici e provocarea, că am vorbit tipare similar cu Marele Preot în varianta 3D. Aici e provocarea să vă detașați și să preluați chemarea asta la lumină, la trăsnet, la neconvențional. Să vă arăt, da? Provocarea este, provocarea, da? Să renunțați la acest tipar și să luați bâta victoriei. Relația, situația, oportunitatea, proiectul. Da, eu mă gândesc la proiecte, așa sunt eu, da. Poate că, da, ia uite, totuși aveți un peștișor. Sau dacă nu aveți un peștișor în preajmă, ați avut ceva, niște, o relație secretă cu cineva, care la un moment dat a stagnat. Unul din voi, sau poate amândoi, ați trebuit să faceți compromisuri, sacrificii. Poate a fost un trio, da? Că tot am avut trei de cupe, dar eu vreau să-l interpretez ca și petrecere. Poate ați avut un trio la un moment dat. Și vreți să renașteți în acest trio, pentru că înțelegeți că ați pierdut niște oportunități. Ați pierdut niște oportunități. Și, în primul rând, cea mai mare oportunitate este să vă găsiți pe voi înșivă. Să vă găsiți această putere, putere de a rezista, putere de a manifesta, de a manifesta ce? Jumătatea voastră, aceea perfectă, nu sufletul pereche. Sufletul pereche nu, va aduce suferință. Vă zic, sufletul pereche va aduce suferință. Ah, cât am vorbit, de când nu dau seama. Am vorbit ceva. Pe scurt, am zis că să fie mai scurte, că am și o atâta treabă, doamne, doamne, cu vernisaj. La sfârșitul lunii august, vă dați seama. Și nu fac lucruri clasice, fac numai trăsnai în expoziție. Numai trăsnai, că așa mi-e stilul. Am planete învărsător. Un sfat pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în Leu, vă rog frumos, dacă nu, ne dați, ne luăm. Dacă nu ne dați voi, ne luăm singuri. Un sfat. Repede, 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 cam pregătire. Ok. Oh, am luat mai multe. Oh, asta e lacomă. Nu, au venit ele. Dragoste. Te iubesc. Băi, nu știu, vine cineva și vă spune ceva? Sau voi trebuie să exprimați aceste cuvinte cuiva? Să vă arătați dragostea și să o exprimați, da? I love you. Ce poate fi mai intens decât aceste trei cuvinte? Te iubesc. La noi sunt două. Aveți credință că avem Jupiter? Avem Jupiter. Aveți. Avem. Și considerați fundația pusă. Într-o relație, într-un proiect, eu mă gândesc la proiect, am zis de nu știu câte ori. Am atâtea în plan, dacă ați ști, că n-am timp să răspund la multe, multe copilării.
Da, asta e altă, va fi un alt videoclip. Aveți încredere că Dumnezeu, da? Aveți încredere, Dumnezeu, divinitatea este cu voi. Aici poate să fie îngerul vostru protector. Am multe idei referitor la cărți. Oricum, primiți acest mesaj, dacă nu de la alții, primiți de la mine că vă iubesc, da? Și că sunteți iubiți, în primul rând, de Dumnezeu, de Creatorul vostru, de îngerii voștri protectori, de oamenii pe care i-ați ajutat. Sunt convinsă că sunteți ființe speciale și ajutați multă lume. Și tot ce ați oferit vine înapoi în preajma voastră. Vine cu roata norocului. Vine ca să vă primiți plata. Așa simt. Sper să fie de bine. Să-mi iau o carte repede, repede, că și am pregătire. Hai, încă o carte. Cine e acest împărat? Cine e acest împărat? Unică clarificare. Hai, hai, fuga, fuga. Că... Împărat, cine e împăratul? Avem niște detalii despre împărat? Sau poate voi trebuie să fiți împărați? Vede? Dacă nu e cineva, mai dau încă de câte ori. Înseamnă că voi trebuie să fiți împărați. Da? Da. V-ați simțit singuri într-o situație mult timp. Dar ați fost și răniți. Poate. Într-o relație, în trecut. Da, aici este regele de debâte. Trei de spade, similar, da? Și totuși, primiți regina de cupe. Regina de cupe în multe situații. Îmi place să o descriu ca acea energie a voastră feminină în care voi vă vindecați pe voi înșivă. Voi începe să vă iubiți, să vă apreciați și să nu oferiți dragostea oricui. În fine, cam aceasta ar fi etalarea pentru... Clasică. Pentru august, pentru soare, luna, venus, ascendentele. Eu vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Pa!